se împlinesc 20 de ani de la de proclamarea independenței Republicii Moldova. Pentru noi acel eveniment a avut o importanță extraordinară, pentru că ne-am rupt atunci de imperiu și am încercat să revenim în Europa, să revenim în familia popoarelor libere. Din păcate ne-a reușit mai puțin și cineva chiar îmi spunea că am bătut pasul pe loc, am zis pasul pe loc este un progres, am impresia că am mers înapoi. Am mers înapoi din cauza celor a cărora le-am încredințat destinul nostru, pe care i-am ales mereu și chiar zilele astea spunea cineva că să alegem răul mai mic. Era vorba de alegerile primarilor. A alege răul mai mic, cel pe care îl aleg de 20 de ani basarabeni, înseamnă a alege răul. Răul, chiar dacă e mai mic, e tot rău. Și am spus, trebuie să alegem binele. În măsura în care basarabenii noștri vor ști să deosebească binele de rău, să aleagă binele, vom fi un popor și o națiune salvată. Este în Biblie un exemplu clasic. Atunci când împăratul Solomon, care a fost unul din înțelepții lumii, a fost întrebat de Dumnezeu când a făcut Solomon o faptă bună, ce să fac pentru tine, fiule? Și el a spus, Doamne, ajută-mă să deosebesc binele de rău. Atunci când noi, cei din Republica Moldova, vom ști cu adevărat să deosebim binele de rău, atunci eu cred că cu adevărat vom găsi drumul spre noi înșine. Să ne rugăm în biserici, nu numai ca să câștigăm la loterie, nu numai ca să avem un salariu mai bun, dar probabil că rugăciunea care trebuie să o spună fiecare basarabean ar fi, Doamne, ajută-ne să deosebim binele de rău. Și atunci vom fi cu adevărat mântuiți, cum se zice în Sfânta Biblie. A fost foarte important, o altă victorie a noastră, cea de la 31 august 1989, când în plin comunism, în plină URSS, noi am obținut ca limba română să fie de stat în Republica Moldova. Acum parcă acest eveniment are o importanță mai mică, dar mai puțin știu sau mulți au uitat că până la această dată, în Republica Sovietică Moldovenească de atunci, limba de stat era limba rusă. Dacă vorbeai în limba română, este ca și cum încălcai Constituția. Este ca și cum erai în afara legii. Și iată, împreună cu sutele de mii de oameni, am obținut acea victorie. De aceea, să omagiem limba noastră vorbind-o corect. Să-i spunem corect pe nume, să nu o botezăm cu nume străine. Să știm că limba trebuie transmisă ca o ștafetă și copiilor noștri, care au și ei o datorie să o transmită copiilor lor. Un popor există în măsura în care își vorbește limba, își respectă tradițiile, își respectă, eu zic, memoria părinților, mormintele părinților care trebuie îngrijite, a bunicilor, pentru că se depune peste tot țărâna uitării. Și atunci noi suntem, ca persoane, suntem importante în măsura în care avem și memorie. Aș vrea foarte mult ca cei care au nostalgia locurilor unde s-au născut să nu uite drumul spre locurile care s-au născut. Avem comune mai multe lucruri, inclusiv comune este dorul. Dorul de cei dragi, dorul de locurile copilăriei, de locurile unde am fost tineri, unde ne-am afirmat ca persoane, ca personalități. Și eu zic că, de multe ori, dorul este cel care ne ține în viață. Avem foarte multe datorii față de cei care au trăit înaintea noastră, dar avem datorii și mai mari pentru cei care sunt astăzi cu noi, mă gândesc la generația care s-a născut, și pentru generațiile care vor veni. Cei care vor veni să poată spune despre noi, părinții noștri, sau bunicii noștri, sau străbunicii noștri, și-au făcut datoria să ne facem și noi, să le păstrăm memoria, pentru că numai prin intermediul memoriei, un popor devine și este cu adevărat o populație, este cu adevărat un popor care se respectă și nu este o turmă. O turmă este cea care nu se gândește la ziua de mâine, se gândește numai la clipa pe care o trăiește astăzi. Aș vrea să felicit toată lumea cu aceste două mari sărbători și să le purtăm în sufletul nostru, să ne fie, cum se spune la noi, la țară, sufletul mereu sărbătoare.